Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește fermierilor interesați că termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin pe suprafață, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare, este 10 iunie anul curent. După această dată, cererea de sprijin nu mai este admisă. Reamintim fermierilor interesați că termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin pe suprafață, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare pentru anul în curs, este 10 iunie 2013. După această dată, nu mai sunt admise la plată. Menționăm de asemenea că până la data de 6 iunie 2013 au fost depuse aproximativ 31.000 de cereri de sprijin pe suprafață. Până în prezent au fost depuse în cadrul campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafață, SAPS 2013, un număr de 1.037.427 de cereri de plată pentru o suprafață de 9,8 milioane de hectare.